Este război în Orientul Mijlociu. Armata israeliană a confirmat azi noapte că a început operațiunea terestră în Liban. Israelienii susțin că operațiunea care se desfășoară acum este țintită și delimitată în sudul Libanului împotriva țintelor și infrastructurilor organizate teroriste Hezbollah. Cel puțin 8 raiduri israeliene au avut loc noaptea trecută în sudul Beirutului. Anterior, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru locuitorii din sudul capitalei libaneze. Cu mai multe detalii discut chiar acum cu colega mea Sorina Matei. Sorina, bine te-am găsit, bună dimineața! Bună dimineața, Orian! Vedem și declarația presei israeliene. Ei spun că oficial a început un al treilea război direct dintre Israel și Liban după cel din 2006 și cel din 82. Vedem și declarațiile lui Netanyahu din ultimele zile, faptul că el nu are o problemă cu Libanul, ci cu Hezbollahul. Întrebarea este până unde vrea să ajungă Netanyahu și care este situația de față și ce ecou ar avea în Orientul Mijlociu astfel de acțiune și escaladare? Deocamdată a fost liniște în Orientul Mijlociu azi noapte. Operațiunea a început la ora 10, ora României, ora 22, se numește Săgețile Nordului, iar armata israeliană a trimis pe teritoriul libanez parașutiști, comandori și forțe de rezervă, astfel încât să securizeze granița, spun ei. Din ce am văzut în presa, inclusiv israeliană, sunt 3 divizii trimise pe front, adică care au trecut granița și au intrat pe teritoriul libanez. Sunt câțiva mii de soldați, dar încă n-au fost trimiși toți, ci sunt tancuri și artilerie. Am văzut aseară că operațiunea a început cu pur și simplu cu o perdea de atacuri aeriene. Atacurile au fost cam în aceeași zonă controlată de Hezbollah din Liban, cartierul Dahia, o suburbie a Libanului, acolo unde, a Beirutului, acolo unde există și cartierul general al Hezbollahului. Ultimele atacuri din ultimele zile ale IDF-ului, concentrându-se fix în același cartier, acolo unde a fost omorât și Hassan Nasrallah. Armata libaneză inițial, din câte am văzut aseară, s-a retras câțiva kilometri de la graniță, astfel încât să poată pătrunde forțele RDF. Cert este că Hezbollahul este la graniță, din câte se pare, și se confruntă cu forțele IDF, pentru că Hezbollahul în Liban este mult mai puternic decât armata libaneză și este specializat în acțiuni de gherilă. De exemplu, Hezbollahul nu are putere iraniană. Așa cum ai spus și tu, operațiunea, au anunțat israelienii, este limitată și concentrată. Ei spun că va dura câteva zile. E foarte puțin probabil că această operațiune la sol să dureze câteva zile, având în vedere că și în 2006 a durat aproape jumătate de an. Important este că aseară, înainte să înceapă, sau practic fix când a început această operațiune la sol a israelienilor, aceasta a fost anunțată de Casa Albă, de oficialii americani, care au anunțat că sprijină Israelul în dreptul său de a se apăra. Iar acest anunț al oficialilor americani a enervat destul de mult pe oficialii israelieni, care inițial n-au vrut să confirme, fiind într-o ședință a Cabinetului de Securitate, intrarea pe teritoriul Libanului, dar ulterior, în jur de ora 2 dimineața, inclusiv armata israeliană a anunțat că s-a intrat la sol în Liban, în ceea ce oficialitățile libaneze consideră că este o invazie. Important este că această operațiune continuă. Deocamdată nu au venit nici măcar imagini privind despre luptele la sol între IDF, între comandourile IDF și cele ale Hezbollah. Sunt doar informații deocamdată că, într-adevăr, sunt tot felul de conflicte la sol între aceste două organizații. Iar ca reacții extreme, aș putea spune, a ieșit Ben Gvir, ministrul securității israeliene, care a spus că acesta este momentul în care Israelul trebuie să zdrobească Hezbollahul
pentru ca oamenii izraelieni să se întoarcă la casele lor din nord, iar pe de altă parte, mai mulți oficiali ai ONU au ieșit tot în reacții aseară, dar și câțiva lideri din statele musulmane și au spus că acesta este cel mai mare coșmar care se putea întâmpla în Orientul Mijlociu, pentru că nu se știe deocamdată câte victime vor fi de ambele părți, cât va dura și cum va evolua această manevră la sol, pentru că marea îngrijorare este că în acest conflict, chiar dacă deocamdată sunt doar două părți, ar putea interveni și forțe terțe, de exemplu Iranul, în sprijinul Hezbollahului. Urmărim evenimentul. Sorina, îți mulțumesc pentru informații.